Consiliul Local, de data amendată de astăzi. În urma alegerilor locale din 27 septembrie, ne aflăm astăzi, în sfârșit, la ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Său și la depunerea jurământului de către primarul ales al Comunei Său. Prezenta ședință este prezidată de domnul subprefect Narcis Jitaru, căruia îi dau cuvântul. Da, mulțumesc. Ne ridicăm pentru intonarea imnului național. Pentru data de 31.10.2020, ora 16.30. Întrucât din numărul total de 15 consilieri, stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14.07.2020, pentru Consiliul Local al Comunei Său, au fost validate mandatele unui număr de 13 consilieri, sunt astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței, privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 13 consilieri, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Mâinești, sunt prezenți un număr de... Sperăm 13. Sperăm? N-a spus convocarea? Ba da, primărie. Pobie la primărie. A venit pobie la primărie, vine la 12, dar vine și al 13. La ședința legal constituită participă primarul, a cărui alegere a fost validată, domnul Emilian Budac, a cărui procedură de validare a mandatului a fost finalizată în Camera de Consiliu al Judecătoriei Mâinești. De asemenea, avem și invitații, cărora le bucurăm bun venit. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Său și depunerea jurământului de către primarul Comunei, urmare a alegerilor autorităților publice locale din data de 27.09.2020. În conformitate cu prevederile articolului 116 alineatul 4 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, a cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate a fost validat. Din datele puse la dispoziție rezultă că cea mai vârstă consilier local este domnul Gheorghe Ion, născut la data de 28.10.1953. Iar cei mai tineri consilier ales sunt domnul Cojocaru Macadam Cosmin Vasile, născut la data de 06.04.1992. Și domnul Oninga Cătălin, născut la data de 23.03.1987, care sunt invitați, alături de mine, să conducem ședința. Rămâneți la lucrurile dumneavoastră, pe domnul președinte, îl invit alături de mine.
Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă garantăm că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Asău în conformitate cu prevederile locale. Voi da citire ordinii de zi a acestei ședințe. La punctul 1, depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Asău. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Asău. Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la primul punct. Depunerea jurământului de către consilierii locali, declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești, în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Asău. Și rog pe doamna Sorina Grigoriță, secretar general al Comunei Asău, să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Moinești, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali declarați aleși. Vă rog. Prin încheierea 1986-16-2020, judecătoria Moinești a validat mandatele de consilier local la un număr de 12 consilieri locali. Deci, nu mai există ultimul ca să nu citim un consilier pe care se unge. Pentru aceste motive, numele legii dispune. Admite cererea, având cu obiectiv validare mandat consilier, formulată de secretarul general al Comunei Asău, cu sediul în Comuna Asău, județul Bacău. În temeiul articolului 114, în ordonanța de urgență, numărul 57/2019, validează mandatele candidaților. Dogariu Marian, Anganu Maricela, Ghenate Daniel, Bobeică Claudiu, Bojucaru Macadan, Cosmin Vasile, aleși pe lista Partidului Social Democrat, Iurcă Ion, Nicodin Costel, Puiu Eugen, Paisvarte Costel, aleși pe lista Partidului Național Liberal, Onica Cătălin, Crăciun Ionuț, Cotfaz Dorel, aleși pe lista Partidului Neamul Românesc, Suțu Dorel, ales pe lista Partidului Pro-România, în funcție de consilier local ai Comunei Asău, județul Bacău. Ia act că Budacă Eminean de pe lista Partidului Social Democrat a renunțat la funcția de consilier, respinge cererea de validare la funcția de consilier a numitului Podoroacă Dan Paul ca inadmisibilă. Prezenta se comunică secretarul general al Comunei Asău, prefectului județului Bacău, candidatului al cărui mandat a fost invalidat și numitului Podoroacă Dan Paul la corigerea a fost respinsă ca inadmisibilă. Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, cererea ce se va depune la judecătoria Moinești. Încheierea a fost apelată, a ajuns la Tribunalul Bacău. La Tribunalul Bacău, la completul C2, soluția pe data de 28-10 a fost de respingere a apelului care fondat, pronunțându se hotărârea 569/2020, hotărâre ce este definitivă. Doamna secretar general. Fiecare dintre consilierii locali, în ordine alfabetică, cum va fi citit de către președintele de vârstă, se va deplasa aici unde sunt instalate Biblia, Constituția și jurământele. Mâna stângă va fi pe Biblie, Constituție, jurământul va fi citit cu formula religioasă din sfârșit sau fără, depinde de fiecare dintre dumneavoastră cum considerați. Va fi semnat, un exemplar va rămâne la dosarul ședință, un exemplar va fi al dumneavoastră. Numai jurământul, atât. Jurământul, da. Ne ridicăm în picioare și vă rog pe doamna președintă să stați. Deci începem cu domnul Bobeică Claudiu. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Asău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Cojocaru Macadan Cosmin Vasile. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Asău. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Urmează domnul Cotfas Zoret. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează domnul Crăciun Ionuț. Jur să respect Constituția României și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei său. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Dogariu Maria. Să respect Constituția României și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a său. Așa să vă ajute Dumnezeu. Domnul Ghenadie Daniel. Să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunii a său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează doamna Hanganu Mareșeu. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a său. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Nicodim Costa. Legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei a său. Așa să mă ajute Dumnezeu. Senat, domnul Oniga Cătălin. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a său. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Paisvante Costel. Să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în
puterile și priceperea mea. Pentru binele unor locuitori cu buna său, așa să merită Dumnezeu. Urmează domnul Puiu Eugen. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei astea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul Țuțu Dorel. Să fac așa, cu bună credință tot ce stă în putință și prin ce vrea mea pentru binele locuitorilor comunei a său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim! Aș dori să urez o activitate rodnică, plină de împliniri, în slujba comunității noastre, care ne-a acordat încredere. Dau cuvântul domnului Narcis Jitaru, subprefect al județului Bacău. Potrivit articolului 118, alineatul 1 din Ordonanța de Guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Comuna Asă. Deoarece au depus jurământul un număr de 13 consilieri, Consiliul Local al Comunei Asă este constituit. Felicitări! În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Domnule președinte, punctul 2, ordinea de zi, vă rog. Vă rog să-mi permiteți să trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Depunerea jurământului de către primarul Comunei Asă. Judecătoria Măinești, secția civilă, a validat prin încheierea din data de 16.10.2020, pronunțată în dosarul numărul 3537/260/2020, având ca obiect validare primar, alegerea domnului Emil Budacă în funcția de primar al Comunei Asă, județul Bacău. Invit pe... Da. Vă rog, domnul prefect. Iar instanța a decis... Validează alegerea domnului Budacă Emilian, din partea Partidului Social Democrat, pentru funcția de primar al Comunei Asă, județul Bacău. Dispune această comunicare instituției prefectului și Consiliului Local a său. Domnul primar, vă invităm să depuneți jurământul. Mai în ochelarii, sper să vă rog. Jur să respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Asă. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule prefect,
dacă am ajuns astăzi să stau în fața dumneavoastră ca să fiu în fața dumneavoastră ca și primar al comunei Iași, în primul rând vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. După care familiei mele care m-a sprijinit necondiționat și cetățenilor care au avut încredere în mine. Totodată vreau să mulțumesc și celorlalți cetățeni și vreau să demonstrez prin fapte și să promit, cum am promis și în campania electorală, că nu-i voi dezamăgi. Mulțumesc invitațiilor noștri, mulțumesc doamnei directoare, am mai invitat și pe medicii din comună, dar din motive din întemeiate, cred că n-am putut să facă parte și sper într-o bună colaborare în viitor cu ei. Am nădejdea și încrederea că împreună cu cei 15 consilieri aleși ai comunei său, vom face lucruri bune pentru comună și vom schimba lucrurile bine și vom da o față frumoasă, cum toți cetățenii comunei își doresc. Mulțumesc încă o dată invitațiilor, mulțumesc încă o dată dumneavoastră și vă urez sănătate și numai bine. Mulțumesc! Tot am început cu discursul domnului primar. O să legit acum și pe domnul consilier Cățean, la serie dacă. Da, aș începe din a vă mulțumi pentru invitație. De fiecare dată când vin în comuna Iași, pășesc cu emoție, pentru că aici am petrecut o parte din copilărie, bunicii materni fiind din satul Straja, aparținător al comunei Iași. Sunt aici în calitate de consilier județean și vreau să asigur pe domnul primar, nou ales în funcție, pe domnii consilieri 15 la număr, pe care pe marea lor majoritate îi cunosc, fiind oarecum înveșinați ca și localități, să-i asigur de tot sprijinul Consiliului Județean în dezvoltarea proiectelor propuse. Și mă refer aici la proiectele care sunt deja în implementare și cele ce vor urma a fi implementate. Sperăm să existe o bună colaborare în Consiliul Local și o armonie pentru a putea dezvolta comunitatea, pentru că Dumnezeu a binecuvântat această comună cu oameni demni, cu oameni hotărâți, cu oameni harnici, care cred că merită tot sprijinul Consiliului Județean spre o dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și să vă ajute Bunul Dumnezeu să realizați tot ceea ce v-ați propus în următorii 4 ani. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu invităm, ne-am cucerit nici părinți. Domnule și acum mulțumim, nu știu. Cu toată sinceritatea pentru... Nu e o confecțiune, e doar un... Dacă stăm acum jos... Și tot să dai bine să stau jos. Eu aș vrea să faci și o rugăciune. Da, dar zic că la început nu știam. O binecuvântare pentru tot lucrul acesta. Și atunci mergem și Domnul nostru. Haideți să facem o rugăciune atunci. Dacă vă știu. Binecuvântate să vedeți în Domnul nostru totdeauna acum și pururea și vecilecilor. Amin. Împăratul Ceresc, Mânghietorul, Domnul Adevărului, care pretutinii și pe toate ne împlinești vistierul bunătăților tău de viață, vină și să-L așpăiește în noi și ne curățește de toată dănăcina și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mântuiește pe noi. Prea Sfântă Treime, mântuiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre pentru sânurile tău. Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-mi nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne aduce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnul se rugăm. Domnul este. Stăpânii, Doamne Dumnezeu nostru, Iisus Hristoase, mă milostivie, Cel ce pururea ești de față și a făcut pe cei ce te cheamă cu inimă curată, te rugăm. Binecuvintează locul acesta și pe rugii tăi și pe tot ce au jurat acest făgăduință și jurământ. Și luminează în cuge și în simțiri, ca cele bine făcute ție, cugetând grece să văd și să le facă toate în timp de tău. Poartele pași în care rânduiești, luminează cugetul și inima. Ajută în ceea ce îți doresc. Rânduiește-o cele spre folos și ascultă în ceasul greșului când strigă de pe tine. Dă-le Duhul păcii și învață să ierte, ca să iertați, să miluiască, să mulți și să iubească, să iubiți. Ține rugând, Doamne Dumnezeu nostru, cel ce toate le pună și mai înainte ca noi să-ți cerem ție. Adu harul tău cel binecuvântat și sfânt. Și ne contează pe noi pe toți, ca și într-o aceasta și locul acesta și munca și strădania lor, o să binecuvânteze Dumnezeu tău cel mare, prin cu Tatăl și Duhul Sfânt, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Amin. Mulțumesc. Am vrut să invoc, puteți să luați doar această rugăciune. Ne-am uitat pe ce să spunem și să facem. Important este ambianța aceasta, care ne găsim din viață. Omul este singura ființă responsabilă și corresponsabilă. Duhul în care ne aflăm ne definește mai mult decât toate celelalte calitățile noastre. Să Dumnezeu să fim Duh al păcii, al unității. Să jertfim sincer și real pentru interesul comunității acestea și nu numai. În Asoan, este Asoan numai în cadrul comunisare. Ne bucurăm să fim la județ, la Bacău, la părți, oriunde suntem, unde este la Său, unde, nu din mănăstirea noastră, Părinte, de acolo. Și apropo de lucrul acesta, Părintele Baroc, Părintele Sfântului, Sfântul, Iisus Catolic, puteți că arată că aici sunt oameni cu o deschidere sufletească largă. Să dea Dumnezeu să sporim acest respect, să strălucească noi cele mai frumoase virtuți și calități din muncitori, din credincioși, din români. Cunoașteți flancurile dinspre Valea Ozului și Ghimeș, sub anumite aspecte care pierd teren în ceea ce privește lupta de menținerea unor valori strămoșești și autentice. E o datoria noastră ca oamenii care suntem în centrul acesta să ducem steagul credinței și a unui moștenic, da, străbunii de toată cinstea. Mă bucurat că de la cărunteți oameni cu tipuri distinse până oameni tineri și partea feminină întregesc un colectiv complet, aș putea să spunem, al consilierilor, tot ce este aici. Și asta ne dă nădejde, că vom avea viitor, având în vedere calitatea strămoșilor noștri, istoria noastră. Vom avea viitor, vom avea mamani, vom avea cadre care să știe să vorbească, să povestească, să ducă mai departe ceea ce este frumos și înălțător pentru noi. Numai comuna noastră și prin ea și orașul și țara va avea viitor. Și cu nădejdea aceasta, credința în Dumnezeu, că de aici ne tragem forțe. Am văzut conținutul concis și clar acestui jurament. Emoțiile cu care fiecare au rostit. Sinceritatea aceasta. Ne dă nădejde că putem, într-o altă și până să facem mai mult. E ceasul la care, vedem că trăim un moment de cumpănă. Este un lucru care nu rostim noi, ci la scară planetară se duce o luptă, două tendințe, două direcții de viață diferite. Ne aflăm aici cu demnitate și cu conștiință că împlinim voia lui Dumnezeu, suntem oameni, un copii frumoși care vin de noi. Se uită la noi, ar fi bine să lăsăm un bun exemplu, cum și înaintea și nu știu, cu prețul vieților ne-a lăsat. Și am venit cu bucurie aici, mă rog pentru lucrul acesta. Și am început mai devreme, Doamne, zic, sunt da și pe listă cu oameni, sunt pomenim la rugăciuni. Sunt momente în care cu forții omenești nu depășești. Noi știm că omul este o ființă limitată. Este liberă, nu autonomă. De aceea avem nebunii de alții. Și închei spunând că Dumnezeu se manifestă acolo unde sunt doi adunați în numele Lui. Unde ne spune mai soare, spune mai frate, tu cum vezi? De ce în sfatul, ce în părerea? Uite, băi, m-am grăbit, m-am pripit, nu știu. Unde ne mirăm cum lucrează printr-un tânăr cu entuziasmul. Altădată, ce înseamnă să nu bătrân în jocul tău? Altădată, ce înseamnă experiența omului și cealaltă? Așa cred că toate acestea trebuie să ne folosim. Și să fim sinceri pe hotele noastre. Și să împlinim acest jurământ cu toți, mai ce care au jurat. Să-i sprijinim. Să sunt și forțe nevăzute care dau atac. Și personal, și în familie, și peste tot. Dar e mare lucru să ai lângă tine oameni pe care să te poți vizui. Vă doresc să fiți un om al comunului, domnul primar. Un om al păcii și al comuniunii. Aveți aliați puternici aici, cum bine mi-a spus, pentru că toți de doi
Da? În felul nostru cea bună. Și poate de multe ori credem că fiecare ne-a fi împărtarea cea bună. Nu știm. Să ne rugăm și să avem demnitatea. Da, Doamne, uite, am dreptate cu tare. Și chiar m-am încercat. E mare lucru să ne raportăm la adevăr. Nu la număr, la cifre sau ce se impune. Să avem adevărul doar. Și adevărul nu filozofic, ci adevărul ființial. Adevărul acelui Duh în care noi astăzi ne-am întâlnit și am jurat și nădăjduim că vom și birui. Vă mulțumesc tuturor! Domnule primar și tuturor celor care sunt prezenți, noi am venit astăzi la invitația domnului primar și mulțumim pentru aceasta. Și am venit să oficiem o slujbă de Tedeum, dacă are loc, o facem, dacă da, nu... Da, sigur că da, 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 sigur, sigur. Haideți. Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care le și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Spune iartă fără de legile noastre, Sfânt de judează și vindecă neputințele noastre pentru noi, Doamne. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească, să mântă vie împărăția ta, facă-se voia ta pe cum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființele noastre și iartă nouă greșelile noastre, precum și iertăm greșiților noștri. Și nouă ne începe noi în ispită, că ne izbăvește cel viclean. Da, este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta rugăm uniție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Cei binecredincioși, conducători ai României, pentru mai mari satelor și ai orașelor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, pentru tămăduirea celor ce zac în bol, pentru izbăvirea celor robiți, pentru cei ce sunt în judecăți, în închisori, în izgoniri, în necazuri și nevoi. Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne slujesc nouă și pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânsii și pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru cei întru Hristos și pentru toți drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
rugăm pentru satul, țara aceasta, toate orașele și satele. De ciumă, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de vinerea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blânșele, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru, să-și întoarcă toată mânia care este pornită asupra noastră, să ne izbăvească pe tot din răzirea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește. Într-un numele Domnului Preacucenic și Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților Preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască, pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Domnului primar, tuturor celor prezenți, consilierilor locali, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate și să trăiască într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Să trăiască într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani trăiască. Deci să trăiască într-un mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Vă mulțumesc. Apreciez gestul domnului primar de a invita astăzi să fim în jurul dumneavoastră. Suntem locuitori ai acestui sat, acestei părere. Ne bucurăm că l-avem în mijlocul nostru pe domnul primar Emilian Budacă. Ce pot să vă spun? Că din punctul meu de vedere, ca și preot, vremurile sunt un pic tulburi și le vedem cu toții. Și dacă dumneavoastră, cei care sunteți prezenți astăzi aici, începeți la noul drum, începând cu anul acesta, cu Dumnezeu în suflet, așa cum a punctat și Părintele, înseamnă că lucrurile vor sta cu bine. Se încearcă, probabil, pentru că avem libertate religioasă în ziua de astăzi, se încearcă a-L denigra pe Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta, nu vreau să facem o polemică, dar vreau să vă încurajez și să îmi exprim momentul meu de bucurie, pentru că văd că în comuna noastră avem oameni creștini adevărați, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și știu că fără Dumnezeu nu se poate face nimic. În psalm scrie că în zadar s-ar osteni ziditorii dacă la zidirea casei n-ar sta Dumnezeu. De aceea, încă o dată, vă felicit, nu vreau să vă rețin sub nicio formă și vă mulțumesc pentru mica noastră slujbă din partea bisericii noastre, că ne-ați oferit ocazia și am putut și noi să fim prezenți. Felicitări tuturor! Doamne, câteva lucruri vreau și eu să vă spun în municipiul Suceava, unul din cele mai vechi biserici, este Biserica Mirăuți. Se pare că numele ei vine de acolo, că atunci când erau aleși domnitorii, urmau o slujbă, așa cum a fost și aici, în care erau uns nou domnitor. Să rugăm, domnule primar, vă felicităm. Ceea ce vrem să vă spunem și dumneavoastră, domnul consilier, faptul că ați jurat cu mâna pe Biblie, n-ați jurat numai în fața camerelor, ci prin Biblie, care e Cuvântul Dumnezeu, ați jurat în fața lui Dumnezeu. Și că odinioară, domnitorul, știți când făceau boierii câte o trădare, cum avem nenumărat în istoria noastră, se întâmpla altceva. Pentru asta nu vă mai votează oameni. Am vrut adeseori
să vin și eu la Consiliul Local, la noi, atunci când aveam Facebook și vedeam ce e în Consiliu. Dar așa cum spuneam și părinții, cred că acum ați început cu bine. Nu contează ce culoare politică aveți. Și chiar dacă unii sunt roșii și alții sunt galbeni, văd culorile și pe tricolor. E frumos aici unde ne-am întâlnit. Astăzi sunt camerele, e curat. Dar dincolo mai există noroi. Vă rugăm, faceți ASU să strălucească. Vă rugăm, faceți-i ca unii aceștia să amintească de vremurile acele pe care ei le amintesc și care pot fi mult mai bune. Eu nu sunt ASU-an. Nu m-am născut, nu m-am căsătorit aici. Dacă nu reparați, vreau să știți, s-ar putea să sfârșesc aici. Dar am încredere că reparați. Dar ceea ce vreau să spun e faptul că atunci când în altfel simțitul m-am numit aici și astăzi am făcut 5 ani de când sunt la ASU Centru, am spus că... Mulțumesc frumos! Când rânduiește Dumnezeu. I-a spus că nu mă duc la centru, că biserica arată groaznic. Și a spus, de ce crezi că te trimit? Aveți o misiune. Oamenii v-au încredințat această misiune și am încredere în dumneavoastră că veți conlucra bine. Dacă ideea celuilalt e mai bună, roagă-te data viitoare, așa cum spuneau și părinții, ca cealaltă idee să fie a ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și un mandat plin de realizări tuturor. Amin. Dat fiind faptul că am epuizat ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Asău. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună. Amin.